Dorim pentru acești doi copilași duși la binecuvântare, aceste două fetițe, Dumnezeu să lase belșugul binecuvântării Lui peste ele. Dar să știți că atunci când El trece, nu lasă numai peste două persoane, ci vrea să lase peste biserica întreagă. M-am gândit în aceste zile la Zaharia și la Elisabeta, la o familie în care Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni și întrebarea la care vreau să răspund în câteva minute, uitându-mă la această familie împreună cu cei care au venit aici la binecuvântare împreună cu dumneavoastră, este care sunt familiile sau cum sunt familiile în care Dumnezeu lucrează. Dragii mei, primim mesaje, oamenii ne spun, vreau și Dumnezeu să lucreze în familia mea, vreau să văd și o minune Domnului în familia mea. Dar vreau să ne uităm la Elisabeta și la Zaharia și vreau să vedem câteva calități pe care le au aceste familii în care Dumnezeu lucrează. În care Dumnezeu o trimis pe Ioan Botezătorul, o deschis calea Domnului, a rămas această familie ca o familie de renume pe paginile Sfintei Scripturii. În primul rând, Biblia spune în zilele lui Irod, Luca capitolul 1 cu 5, împăratul Iudeii era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia, nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Și ascultați, prima condiție ca Dumnezeu să lucreze în familia ta și în familia ta și în familia mea, amândoi, nu doar unul, amândoi, spune versetul 6, erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau ce le plăcea din Scriptură, nu așa scrie? Și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Doamne, ajută-ne și pe noi să facem la fel. Dragii mei, vreau să vă spun că noi trăim o vreme grea în aceste zile, când se legiferează multe păcate, dar să nu cumva să credeți că Elisabeta și Zaharia au trăit vremuri mai ușoare. Pe o perioadă de 400 de ani, Biblia tace și nu mai vorbește nimic. Și parcă tot mai multe familii trăiau în întuneric și era o besnă, aș spune, totală în vremea aceea. La cârmă era Irod, în stânga și în dreapta era mult compromis și Dumnezeu s-a uitat din cer și a zis, în ce familie să trimit pe Ioan Botezătorul? Și a ales familia lui Zaharia și a lui Elisabeta, în primul rând, oameni buni, din cauza că acești doi oameni erau neprihăniți, trăiau în sfințenie. Dar Biblia spune că nu erau neprihăniți doar înaintea oamenilor, pentru că am văzut oameni neprihăniți pentru că venea prorocul în vizită și și-au luat repede îmbrăcămintea cuvincioasă pe ea sau pe el. Au fost oameni care au fost tineri neprihăniți pentru că era păstorul de față. Au fost copii neprihăniți pentru că vine mama și tata în vizită și să nu-i supărăm cu ceva. Dar Biblia ne spune în Matei 6 cu 1, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea cui? Înaintea oamenilor. Există, dragii mei, o neprihănire care ține de împrejurări, o neprihănire care ține de anturajul care îl avem lângă noi. Dar oamenii aceștia aveau o neprihănire despre care Biblia spune că erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi să facem la fel. Dragii mei, atât de importantă sfințenie, atât de importantă neprihănirea. Vreau să vă spun că părinții care se păzesc de păcat sunt ascultați de Dumnezeu când se roagă. Biblia spune în Proverbe 15:29, Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. Doamne, ascultă rugăciunea părinților. Apoi vreau să vă spun că părinții care se păzesc de păcat, care trăiesc în neprihănire, sunt binecuvântați de Dumnezeu. Uitați ce spune în Psalmul 5:12, căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, auzi? Doamne, și îl înconjori cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjurat cu un scut. Foarte multe familii spun, eu îmi duc copilul la binecuvântare, îl iau slujitorii în brațe și am rezolvat tot, nu mai trebuie să fac nimica. Nu-i adevărat, oameni buni? Biblia spune, nu-i suficient ca slujitorul să țină 5 minute copilul tău în brațele lui. E nevoie ca tu și eu, ca mamă și tată, să trăim o viață de sfințenie. Pentru că vreau să vă spun și închei primul punct, părinții care se păzesc de păcat sunt ocrotiți de Dumnezeu în vremuri grele. Genesa 6:9, iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu și Dumnezeu când s-a uitat peste generația aceea de oameni care glăseau plăcere în rău, în păcat, o zis, eu vreau să-l salvez pe Noe, dar din cauza lui vreau să iau și copiii lui Noe cu el în corabie.
Doamne, lasă sfințenia care e podoaba casei tale să fie și podoaba casei mele. Nu numai la biserică, ci oriunde mergem să trăim în sfințenie. În al doilea rând, dragii mei, vreau să vă spun că familia în care Dumnezeu lucrează este familia care slujește. Biblia spune aici despre cei doi și în special despre Zaharia, pentru că era preot. Pe când slujea Zaharia? Dar cum slujea Zaharia? La fel spune Biblia, te rog să afișez Luca 1 cu 8. Slujea înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, e diferență între a sluji, să te vadă omul, să te întrebe de un CD-ul la urmă, să te întrebe de o reclamă, să spună așa ceva despre tine, și alta e să slujești când știi că Dumnezeu te vede la fiecare pas. Și o înțeles foarte bine Zaharia și Elisabeta că înainte de slujire trebuie să fie sfințire, pentru că Pavel spune, dacă cineva se curățește, va fi un vas de cinste, auziți mai întâi, sfințit și apoi va fi și folositor. Există păcate de comitere, există păcate de omitere. Se amintea aici despre pilda talanților, omul acela care nu a mai vrut să slujească, o zis ăla are 5, ăla are 2, eu dacă n-am 2 sau 5, are rost să slujesc? Eu am numai unul singur. Dragii mei, vreau să vă spun că stăpânul acesta l-a acuzat pe acest om de două păcate. Știți că nu prea se predică despre păcatele acestea? Stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și leneș, viclenie spirituală, ați auzit de păcatul ăsta? Mă strecor și eu cumva, zice, printre ei. La răpire o să mă ia Dumnezeu și pe mine. Văd eu cum fac, rezolv eu. Cum am rezolvat la primărie cu pământul, cum am rezolvat la medic, la maternitate, rezolv eu și aici. O zis, Domnul, tu ești un om viclean, ai crezut că merge așa. Și leneș, există lenevie spirituală. Sunt familii care nu slujesc. Sunt familii care țin scorul la alții. Din toată săptămâna ăla au predicat cel mai bine. Sunt familii care se uită și spun, cântarea aia a fost cea mai reușită. Bun, dar tu cu ce ai venit astăzi la biserică? Cu ce ai slujit Domnului astăzi? Dragii mei, îmi doresc să nu mai rămână spitale nevizitate. Dacă toate familiile de pocăiți din Deva ar sluji, vreau să vă spun că fiecare salon de la reanimare ar fi vizitat săptămânal. Oricum trebuie să ajungem în spital, ca vizitați sau ca vizitatori. Cum vrei să ajungi? Dragii mei, când a fost ultima dată când ai făcut o slujire împreună cu familia? Când ți-ai luat copiii și ai spus, mergem până în Oltenia împreună. Vreau să mă duc cu toată familia mea să fac o faptă Domnului. O faptă bună înaintea Domnului. Știți că oamenii ăștia au slujit deși erau înaintați în vârstă? Puteau să zic că noi stăm acasă, ne uităm pe internet, să meargă alții. Am ieșit la pensie deja, suntem obosiți, facem 2-300 de metri, suntem obosiți, respirăm greu. Dragii mei, oamenii ăștia slujeau deși erau înaintați în vârstă. Spune Biblia că ăștia slujeau deși erau batjocoriți. În 1:36 spune Elisabeta, aia la care îi se zice și stiarpa, la care îi se spune stiarpa. Când venea Elisabeta la biserică, mulți arătau cu degetul, stiarpa, zice, stiarpa. Ea spune mai târziu, în 1:25 spune, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai luat o cara dintre oameni. Fost oameni ocărâți, oameni arătați cu degetul și totuși i-au spus, noi vrem să slujim și mai departe. Doamne, mai ridică familii care slujesc. Apoi, dragii mei, ce-mi place despre acești oameni este că Dumnezeu a lucrat în viața lor pentru că și-au cunoscut locul. Familia care își cunoaște locul. Auziți ce spune Biblia? Slujeau înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui. La rândul la familia asta, Zaharia a slujit când i-a venit rândul. Puteți să zic, auzi, băgați-mă în față că eu sunt mai în vârstă. Eu nu vreau să stau la locul meu, eu vreau să mă duc așa, cum unde vreau eu. Dragii mei, știți că oamenii aceștia au rămas la locul lor pentru că atât de frumos îi se auzi expresia aia, mă, zice, ăla e un om la locul lui. N-ați auzit expresia asta? E un om la locul lui. Habacuc spune în 2:1, m-am dus la locul, a cui? A meu, zice. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Dragii mei, mi-aș dori fiecare familie din biserică să-și cunoască locul. Știți că atunci când sunt războaie, inamicul ia tot frontul la rând, dea roata și caută un singur post, unde postul ăla să fie liber, să nu fie soldatul la locul lui, ci să poate intra. Și în momentul când intră, nu numai ăla care nu a fost la locul lui plătește, tot poporul ăla. Uitați-vă la cazul lui Acan, suferă și stă pe loc din cauza că cineva nu a fost la locul lui.
Doamne, mai ridică familii care să-și înțeleagă locul. Mă gândesc apoi la familia aceasta lui Zaharia și Elisabeta, spune Biblia despre ei, fiindcă rugăciunea ta, zice, a fost ascultată. Familia care se roagă, Dumnezeu lucrează, dragii mei, în familiile care se roagă. Au fost 25.000 de cazuri de divorț studiate în Europa. Din toate cele 25.000 de cazuri, spunea psihologul creștin care a analizat aceste cazuri, au lipsit rugăciunile. Vrei să lucrezi de Dumnezeu în familia ta și în familia mea? Dragii mei, trăim într-o vreme când ne auto-înșelăm. Credem că putem rezolva totul cu banii noștri, cu relațiile noastre și diavolul se bucură și zice ce bine că nu mai au nevoie de Dumnezeu. Ce frumos se vorbea aici. Să-L înveți pe copilul tău și pe copilul meu să depindă de Dumnezeu la fiecare pas. Și asta nu o putem face decât prin rugăciune. Mă duc mai departe spunându-vă despre Zaharia și Elisabeta că oamenii aceștia, Dumnezeu a lucrat în familia lor pentru că familia asta a fost o familie plină de Duhul Sfânt. Sunt familii despre care se pot spune sunt pline de bani. Sunt familii despre care pot spune are o casă plină cu granit adus de nu știu unde. Sunt familii despre care pot spune e plin de ceva. Dar despre familia asta se poate spune un lucru frumos. Familie plină de Duhul Sfânt. Știi ce spune îngerul lui Zaharia, zice? Ascultați. Se va naște un copil din voi care se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. Dragii mei, mă uit la Elisabeta, ea nu a zis, copilul meu să fie plin de Duhul Sfânt și eu pot să fac ce vreau. Spune Biblia despre Elisabeta aici ceva foarte frumos în Luca 1:41. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei ei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și acum o să spună bărbații, no, slavă Domnului, că numai surorile trebuie să fie pline de Duhul Sfânt, nu? Ascultați, vă rog, Luca 1:67. Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis mai departe ce avea de zis. Doamne, mai umple părinții de Duhul Sfânt. Dragii mei, când vorbim de Duhul Sfânt, vorbim de trei dimensiuni, să știți. Nu vorbim numai de prorocie. Vorbim în primul rând de armătura Duhului Sfânt, vorbim în al doilea rând de roata Duhului Sfânt și doar în al treilea rând vorbim și de roata și de darurile Duhului Sfânt. Doamne, mai lasă darurile tale, mai lasă roada, dar lasă și armătura ta. Ce frumos! Zaharia nu a avut așteptări mari de la copilul lui, până ce nu a avut mai întâi așteptări mari de la el. S-a uitat la copilul lui și a zis, și tu, pruncule, înainte să devii inginer, înainte, nu știu, puteai să zic că vreau să devină informatician, pruncul meu. Vreau să devină tâmplar extraordinar, nu. O zis Zaharia, eu am un vis, dacă noi suntem plini de Duhul Sfânt, dacă eu sunt proroc, o zis Zaharia și prorocesc, eu îmi doresc și copilul meu să fie plin de Duhul Sfânt și să prorocească. Auziți, Luca 1:76. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt. Vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui. Doamne, mai umple familiile de Duhul Sfânt. Dragii mei, nu putem avea pretenții de la copiii noștri să fie oameni ai rugăciunii, dacă nu suntem noi oameni ai rugăciunii. Nu poți să ai pretenții de la copilul tău să fie la 9 fără 10 la biserică, dacă tu nu vii regulat la biserică. Mă auzi ce spun astăzi? Îți dorești nepoți, îți dorești copii care să fie oameni ale Dumnezeu? Am o întrebare, tu ești un om ale Dumnezeu? A întrebat un învățător de școală duminicală pe un copil, spune-mi, te rog, cum arată diavolul? Și-a zis copilul cu lacrimi în ochi, ca și tata, zice. E un om care ne spune nouă să mergem la biserică, să citim pe Biblie și el nu face lucrurile astea. Așa arată diavolul, zice. Un om care urlă pe noi toată ziua, care numai ne bate, ne lovește, ne blastămă și ne înjură. Și cum arată Dumnezeu? Cum arată Iisus? Cum să-L imaginezi pe Iisus? Și copilul a zis cu lacrimi în ochi. Cred că e ca și bunicul meu, zice. Care e un om al lui Dumnezeu. Care e un om plin de Duhul Sfânt. Care e un om care ne ia în brațe când mergem la el. Ne rugăm împreună, cântăm împreună și vedem bucuria pe fața bunicului. Dragii mei, copiii noștri vor pleca din casele noastre, vor crește mari, vor pleca în Timișoara, la Cluj, dacă nu vor pleca din punct de vedere al școlii, vor pleca din punct de vedere al căsătoriei, vor rămâne cu amintirea că noi ca și părinți am fost sau n-am fost plini de Duhul Sfânt. În al șaselea rând vreau să vă spun, familia în care Dumnezeu lucrează este familia în care ce spune Dumnezeu e mai important decât ce spun oamenii. S-a născut copilul acesta, Ioan. Zaharia a fost mut și îl înțeleg pe Zaharia pentru că nu a crezut că la vârsta aia Dumnezeu mai poate da un copil. Și a zis, îngerul, vei fi mut.
Pentru că n-ai crezut asta. Și probabil că era undeva într-o cameră, nu putea să vorbească. Și au zis vecinii, zice, în ziua a opta au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pune numele Zaharia. Așa era obiceiul. Dar mama lui, ce frumos! Familia în care Dumnezeu lucrează este familia în care și mama și tata vorbesc la fel. Mama nu spune, auzi, tu poți să pleci în oraș, tata spune, nu, n-ai voie să pleci. Nu, cei doi vorbesc la fel. Și mama o zis, puteți să zică, mama, lasă-l pe bătrânul, zice, că e mut, zice. Așa au zis, nu, zice. Mama a spus așa, nu ce spuneți voi are valoare. În urmă cu câteva luni de zile, poate un an și ceva, doi ani, nu știu exact, îngerul acesta s-a prezentat și Dumnezeu prin înger ne-a spus să-i punem numele Ioan. Pentru noi ce spune Dumnezeu are valoare? Pentru noi nu are valoare ce spun vecinii, pentru noi nu are valoare ce spun neamurile mai întâi. Pentru noi are valoare ce spune Dumnezeu prin cuvântul Lui. Faceți, surori, Dumnezeu mai caută astfel de familii. Dumnezeu mai caută familii prin care să-și proslăvească numele. Îmi place de oameni aceștia că erau ascultători de Dumnezeu și au ascultat de Dumnezeu în toate lucrurile. Câte familii nu au preferat și au spus prefer să pierd prietenia cu Dumnezeu. Numai să nu pierd prietenia cu unchiul meu, zice. Dar cum să-l întristez, zice, să-l întristez pe cumnatul meu, zice. Cum să-l întristez? Lasă, zice, mai bine să-l întristez pe Dumnezeu. Știți că în Biblie avem cel puțin un caz. Îi spune popor, îi spun preoții și saducheii și farisei, îi spun lui Pilat, vezi că ești prieten cu Cezarul. Dacă îi dai drumul acestui Iisus Hristos, nu o să mai fii prieten cu Cezarul. Și o zis Pilat, da? Nu poate neapărat verbal, dar prin ceea ce au făcut, o zis, prefer să pierd prietenia cu Iisus, dar să nu-mi pierd prietenia cu Cezarul. Știi ce spune istoria? Încă 3 ani și un pic o mai durat prietenia lui Pilat cu Cezarul. Pentru că prieteniile noastre cu oamenii durează câțiva ani. Prietenia noastră cu Dumnezeu poate ține o veșnicie. Doamne, mai ridică părinți care să ia ceea ce spune Dumnezeu cu greutate. Și dacă Dumnezeu a spus, măi, fă așa, și o să vezi că Dumnezeu va lucra în familia ta. Și închei cu ultimul punct spunându-vă, dragii mei, că familia în care Dumnezeu lucrează este familia care are cuvinte de binecuvântare atunci când vorbește. Familia care binecuvintează. Versetul 42, Biblia ne spune că s-au întâlnit. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munț. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Da? Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Și acum ascultați. Puteți să strige cu glas tare și să spune, știi ce avantaj am eu față de tine? Știi că voi zice, cine știe unde sunteți voi cu pocăința? Noi suntem foarte să o zice. Dumnezeu ne-a ales. Putea să strige altfel de cuvinte. Ascultați ce strigă. Zice, a strigat cu glas tare. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Așa mi-o imaginez pe Elisabeta, dragii mei. O femeie în vârstă, o femeie cu părul alb, care atunci când ies la stradă, are un cuvânt de binecuvântare pentru toți. Așa mi-l imaginez pe Zaharia, un om la locul lui, un om cu greutate, un om care, în ciuda tuturor obstacolelor, continuă să slujească și atunci când se întâlnește cu cineva, are un cuvânt de bine. Are un cuvânt de binecuvântare. Atunci când copilul își dă cu ciocanul peste deget, merge la copil și spune, tu o să fii un mare tâmplar într-o zi. Nu-i spune, bă, nu-i nimic de capul tău, vai de capul tău, zice. Nu. Asta caută Dumnezeu, părinți care să mai binecuvinteze. Dragii mei, am avut cazuri în care mi-au spus tineri, frate Cristi, pe orice pun mâna nu-mi iese nimic. Sunt un om falimentar. Și am zis de ce? Pentru că tatăl meu când era mic mi-a spus așa, nu o să fie nimic de tine, vei fi un zero, vei fi un nul toată viața. Și am întâlnit tineri care i-am văzut că aveau succes pe orice puneau mâna oameni buni. Și am întrebat pe unii dintre ei, cum ai ajuns așa? Ce s-a întâmplat? Și-o zis, de Hristie, am început cu Dumnezeu, am început cu părinți care m-au susținut și totdeauna mi-au spus, tu poți, pentru că Pavel a zis în Filipeni, pot totul în Hristos care mă întărește. Întrebarea Domnului pentru noi astăzi este, ce rostim cu glas tare? Când strigăm, că oricum se mai întâmplă să strigăm pe acasă. N-ai vrea să strigi astăzi ca și Elisabeta, ea a strigat cu glas tare, binecuvântatule, Domnul să te binecuvinteze. Dragii mei, știți că pe vremea lui Traian Dors, în anii 40, 50, 30,
Mărturisește el în cartea Hristos, mărturia mea, fiecare oră începea cu o binecuvântare, începea cu rugăciune. Oamenii, uitați-vă când se întâlneau, ați crescut unii dintre voi la țară, știți cum se salutau oamenii între ei? Domnul să te ajute, binecuvinteze. Doamne ajută, zice. Și acum uitați-vă cum s-au schimbat saluturile. N-ai vrea astăzi să fii și tu o familie prin care Dumnezeu să dea binecuvântare altora? O spus Dumnezeu lui Avram, te voi binecuvânta și nu s-a oprit aici. Și vei fi o binecuvântare. Închei spunându-vă că Dumnezeu la final va împărți lumea între binecuvântați și blestemați, între oi și capre, și între cei care merg în rai și între cei care merg în iad. Nu poți să fii aici un om care bleastă-mă și dincolo să zică Dumnezeu, vină binecuvântatul Tatălui, nu. Dacă ai fost aici un om care a rostit binecuvântări pentru alții, ascultă-mă, într-o zi va spune Dumnezeu, treci la acolo unde ești binecuvântați. Doamne, binecuvintează toate familiile din biserică. Și să nu uităm că în Psalmul 112 spune așa, neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. Știți că mamele care binecuvintează vor avea copii care vor fi o binecuvântare? Știți că tații care binecuvintează vor avea parte de binecuvântările Domnului la fiecare pas? Doamne, mai lucrează în familiile noastre, dar dă-ne putere să trăim o viață neprihănită. Doamne, dă-ne putere să trăim o viață în care să slujim Ție cu toată inima, nu cu parțial, nu, măi, să văd cum e vremea afară. Doamne, dă-mi putere să-mi cunosc locul, să fiu o familie a rugăciunii, să fim o familie plină de Duhul Sfânt, nu doar să ne dorim copii plini de Duhul Sfânt, să fim și noi. Să fim familii în care ce spune Dumnezeu e mai de valoare decât ce spune omul și apoi să fim familii care binecuvintează pe alții. Și Dumnezeu ne va binecuvânta și pe noi. Amin. Amin.